Da? Bun, Isus. Deci Isus și astfel de mentori au avut în jurul lor, au avut și hoți, au avut și tâlhari, au avut și ucigași, care în preajma lor se calmau. De ce? Pentru că, uite, mai jos acolo am pus, da? O persoană la nivelul iubire-fericire contrabalansează energia 750.000 de oameni, așa au calculat Hawkins, da? În cercetările, deci oamenii se calmează în jurul unui astfel de om, da? Îi influențează starea la care el și faptul că el nu iese din starea aia. El rămâne în stare și el îi influențează pe ceilalți. Asta este nivelul acela de energie pe care un om îl emană de la niveluri superioare. Deci, clar, condiția necesară e tu să te păstrezi la un nivel superior când o astfel de persoană vine în contact cu tine, cu problemele lui, cu tralala. Nu te cobori la nivelul lui. Nu te cobori niciodată la nivelul lui. Atunci ești mâncat, atunci nu mai ai nicio influență, atunci suferi și tu alături de el. Acea empatie necesară, care mai mult e o compasiune,